Asta a fost una dintre cele mai ceruite mașini aduse la comandă pentru o prezentare. Așadar, Renault Megane, pozele din Olanda, din licitație și de momentul livrării le găsiți pe Instagram-ul meu. Este Sfântul 1.5 de cei ce place românului. Am ales să filmez într-o parcare pentru că este foarte, foarte cald. Dar cu siguranță ce este important se vede. Aici este minunăția asta de cheie. Ca și buton avem descuiat, încuiat. Și în cazul în care o pierzi prin parcare, poți folosi cartela pentru a prinde farurile să poți să o reperezi mai ușor. Din păcate s-au stins aici luminile, dar probabil ne vom vedea. După cum ziceam, pozele din Olanda și din momentul livrării sunt pe Instagram, le găsiți acolo pentru a vedea mașina cum a fost în pozele din licitație și cum a ajuns. În partea din față, ca o primă remarcă, ca o primă dotare, avem farurile cu xenon, care vin la pachet cu spălătorul de faruri. Mașina este echipată cu sistem audio Bose, este Bose Edition. Avem aici pe aripă, plus diferite zone unde este inserat diferite, mă rog, stickerul respectiv. Astea sunt cauciucurile cu care a venit. Sunt uzate, dar mai merg. Jantele, care nu sunt specifice de Bose, posibil să fi fost cele de iarnă, să fi rămas așa pe mașină. Din spate mașina asta arată cam așa. Avem aici butonul magic și s-au aprins stopurile și farurile. După părerea mea, e o mașină destul de frumușică, nu e o mașină urâtă, nu e un model urât. În ultima perioadă, într-adevăr, cererea pentru ea a crescut destul de mult, dar mulți nu au așteptări normale și au un buget limitat, iar o mașină ca asta, care are destul de multe rotări pentru un Megane din generația asta, costă ceva. Sfântul DCI aici, 1.5 DCI în 6 trepte, 110 cai. Renault Eco 2 este în general și pe talisman și pe cajar, la cele care este echipate cu motorul de 1.5. Mă rog, jantele pe partea asta arată cam așa. După cum ziceam, are keyless, trapa, care poate fi folosită și ca și trapa și ca și panoramic. Bose și aici. Și de aici arată cam așa. Oricum, sunt destul de rare și cu xenon, și cu panoramic, și cu călzire în scaune și Bose. Adică am urmărit ceva timp site-urile de licitații de profil până am găsit fix o mașină ca asta. Dar iată că într-un final am găsit-o, avem rabatare oglinzi electric, descuiem mașina, bine, avem keyless-ul la îndemână dacă e nevoie. Avem aici o revizie, la 245.000 ar fi fost programată, mașina are undeva la 243.000 acum. Interiorul arată bine, panoramicul, încălzirea în scaun este aici, Bose aici, frâna de mână electrică este acolo, o să mergem la volan și o să și pornim să vedeți exact cum pornește, cum merge. Și în spate, în spate arată cam așa, nu cred că s-a stat foarte mult în spate, dar e o mașină cât de cât spațioasă și eu zic că îți faci treaba cu ea, dar în general cred că e mai mult pentru un tânăr, un cuplu tânăr sau nu știu, ceva de genul ăsta, pentru a avea spațiu suficient în funcție de nevoile tale. Asta este portbagajul, după părerea mea e destul de încăpător, totuși este un hatchback, nu este un break sedan sau ceva care să aibă foarte, foarte mult spațiu, dar eu zic că îți poți face treaba cu el destul de lejer, nu cred că vei duce lipsă de spațiu. Și de aici arată cam așa, e o configurație interesantă și vreau să spuneți și mie în comentarii cam cât credeți voi că a costat mașina asta în configurația asta cu kilometri ăștia. Anul fabricației la mașina asta este 2012, luna 6 dacă nu mă înșel, și o să vedem imediat și cum se prezintă la interior. Cam ăsta este interiorul și cam asta a primit olandezul în 2012. Din ce am văzut, prețul de listă la mașina asta a fost undeva aproape de 30.000 de euro. Avem climă pe două zone, reglajele pentru navigație, mă rog, multimedia, frâne de mână, limitator de viteză, pilot automat, radio, navigație. Aici avem start-stop, mă rog, câte butoane are Bose. Hai să închidem ușa să ne înțelegem. Avem farurile automate de aici, comenz pe volan, aici sunt setările ce s-au păstrat până și pe talisman pentru multimedia. Avem calitate senzor aer, mă rog, senzor de calitate aer. Și scaunul din dreapta arată și el destul de bine. Într-adevăr, poate că nu e cea mai spațioasă mașină, dar depinde fiecare ce nevoie are pentru drumurile pe care va merge și așa mai departe. O să și pornim să vedem exact cum sună motorul ăsta de 1.5, pentru că ăsta e oricum cel mai gerul motor. Și aici este butonul pentru panoramic, apropo de asta.
O să ridicăm imediat capota să vedem exact ce și cum. Sunt și curios de ce consum are mașina și o să vedem imediat cum o și pornim. Cred că de aici avem un consum de 5,7% întrebarea românului cu 244.135, deci au făcut undeva aproape de 2000 de kilometri, viteză 1036 la oră, 1054 de kilometri, 480 de kilometri range și, mă rog, când o să o pornim o să ne arate exact și câtă motorină are. Volanul, pe părerea mea, nu este foarte uzat, e o uzură, dar e o uzură normală, manual în 6 trepte. Oricum, mașina asta o văd destul de fiabilă, având în vedere că nu prea e ce să pice la ea și nu prea recomand cutiile automate în generația asta, pentru că au fost destul de problematice. Și cum la orice mașină, cel mai important este sufletul, adică motorul. Cam așa arată comportamentul motor la mașina asta. Antigel, lichid de parbriz, sfântul motor 1.5 DCI, 210 cai în 6 trepte manual. Aici avem ceva la 155.460, probabil atunci s-a schimbat distribuția. Chiar astăzi mașina este programată de proprietar pentru un schimb de distribuție ulei-filtre. Adică trebuie să înțelegeți că la o mașină second e normal să mai necesite diferite intervenții, însă în general 1.5 DCI e un motor sănătos, un motor care nu prea mănâncă ulei, bine, depinde și de exploatare, bineînțeles, dar e un motor pe care tragi pe el și de multe ori nu prea te lasă în drum. Hai să o și pornim, să vedem exact cum sună. Dacă tot este lăudat de toată lumea motorașul ăsta, să vedem și cum sună. Avem pe liber, tipic franțuzesc, toate spuse cam ala andala. Avem oglinzile rabatabile și după doar apeși butonul ăsta magic de aici și a pornit. Aici avem ok toate funcțiile, motorul este rece, Bose acolo, diferite atenționări. Și ăsta este sunetul motorului 1.5 DCI. După părerea mea, oricum 1.5 ăsta este unul dintre cele mai rafinate dieseluri din clasa lui și din generația asta. Nu e deloc zgomotos, mai ales la cald. Și la rece, generațiile mai vechi într-adevăr sună ca un tractoraj, dar sunt rafinate, consumă puțin, sunt fiabile. Doar că după părerea mea sunt încă subapreciate. Deși Megane 3 ca și mașină este destul de căutată la noi în țară. Bixen 1 am văzut că este adaptiv, în momentul în care pornești mașina are o mică mișcare acolo. Încălzirea în scaune. De aici o pornești și o oprești, este pe 3 trepte, bineînțeles doar în scaunele din față, șofer și pasager. Dacă o să vreți vreodată să facem și un test drive cu ea, puteți să lăsați în comentarii să vedem dacă este de acord și proprietarul. Martele aprinși nu sunt, navigația arată cam așa, de aici reglezi clima pe două zone, asta de obicei se mai auzează, dar aici nu este cazul. După cum ziceam, panoramicul este dintr-o două bucăți, iar de aici se deschide. Și are o gură de deschidere destul de mare, iar dacă aici împurtim maxim, pur și simplu s-a închis, iar dacă învârtim o singură dată, s-a deschis ca o simplă trapă. Aici am închis-o, iar ăsta este manual, îl poți trage tu după bunul tău plac. Ca o primă impresie, nu avem nicio problemă cu ea în 1000 de kilometri, clima văd că funcționează. Da, în general la modelele astea, în zonele astea se mai uzează, dar se retabilizează destul de ușor. Bordul mi se pare destul de interesant și întotdeauna am zis că Megane 3, pe părerea mea, e o mașină foarte bună, adică nu e urățică, e fiabilă, e o mașină bună pentru România, costurile sunt mici, impozitele sunt mici, taxele sunt mici. Ai o navigație, nu te vei folosi de ea cel mai probabil, dar dă bine să o ai acolo. Cel puțin eu aș cumpăra personal mașina asta pentru București sau și pentru drumuri lungi, să ai trapă sau plafon panoramic, cum vrea fiecare să zică, să ai pilot automat, să ai un consum bun, să ai un motor fiabil, să ai o mașină cu care poți să testezi record destul de ușor. Aici avem reglajele pentru oglinzi, geamuri electrice, să ai un sistem audio bun și anume Bose. Aici mare atenție că astea mai nou se pun pe mașini, deși mașina nu este echipată cu sistem audio Bose.
volanul arată bine. E o mașină bună, dar să știți că mașina asta a costat ceva. Poate mai mult ca în țară, poate mai puțin, dar este un model dotat și este un model rar. Iar clientul a vrut 1.5 DCI să fie Bose, eventual Xenon, și noi am prins cu tot ce trebuie. Dacă ar fi să face și un test de lumini, deși nu-ți dai seama de foarte multe lucruri, cam asta este faza lungă. Și are și funcția de auto acolo, cred că se vede în bord. Da, e o mașină interesantă, e o mașină care îmi place, o mașină pe care o recomand. Bineînțeles, pentru bugetul fiecare, eu zic că e o mașină bună și chiar și pentru un începător îți poți face treaba cu ea fără probleme. Dar trebuie să ai așteptări normale de la ele, cum zic și la Talisman, nu se compară într-adevăr cu un seria 5, cu un, nu mai știu, alte mărci mai premium, dar nici prețul de achiziție nu se compară. Așadar, dacă aveți un Megane ca ăsta în familie, puteți să ziceți și mie în comentarii dacă sunteți mulțumiți de el, dacă da, de ce, dacă nu, de ce, ce probleme ați avut cu el, dacă ați avut, iar noi ne vedem la următoarele episoade. Nu uitați, pozele din Olanda cu mașina asta și din momentul în care a fost livrată, le găsiți pe Instagram-ul pe care îl aveți în descriere. Vă salut!